Acest program este interzis persoanelor sub 18 ani. Salutări, salutări! Ștefan sunt! Gogo sunt! Și bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei de Vapat. În episodul din această seară vom discuta despre... Hașcigar Axopod. Pod? Mamă, de când am mai făcut un pod? Fimiar scârbă! Deci, fimiar scârbă a fost anul podurilor. Au apărut la poduri și da, vine numai pe Jul pentru podurile astea. Toată lumea, deci Jul a făcut mega bani cu Julul ăla pentru că ei au vândut un concept, frate. Au un branding, au un marketing, au un ceva. Deci fă dracu' ăla mai repede. Hai mă, lasă-ne că este timp. Aoleu, ce urât e. Și toată lumea a vrut să capitalizeze pe marketingul lui Jul și au scos și poduri. Și asta apropo, nu însemna că... Și apropo de Jul, ăsta e direct clonă. Asta nu însemna că, serios? Asta nu însemna că oamenii nu făceau poduri înainte, însemna doar că nu aveau atâta moment, știi? Da. În America și merge, că au intrat peste tot în benzinării, în toate alea. Ia uite, un buton care nu face nimic, o mufă mică USB care încarcă și atât. Iar mufa e cum trebuie? Stai așa. Da. Că și dacă îl întorci cu display în sus, nu? Că au pus ce aici. Display? Ăsta. Ăsta e display-ul. Ăsta e display-ul? Ia stai să mă uit eu. Ce display, măi, un bec? Nu contează, e becul de pe față, că nu stai cu becul în jos. Da, am înțeles. Pe față. Da. Nu știu ce a făcut Hașigar, într-o perioadă făcea niște chestii interesante. A murit ăla. Modul. A plecat DNA. Inginerul la Vupu. Am înțeles. Da. Designerul șef. DNA, cu de-astea. Acum a rămas cu niște bombe. Și noi, ghiși ce, trebuie să prezentăm toate astea. Olea! 50 de mg? Păi da. Mamă, știi dacă la noi în România nu se vinde 50 de mg când prinzi unul chinez de ăsta de trimite poduri cu 50? Sunt ilegale, dar nu sunt de 50. Magneziu de ăsta, dar de cât e? Sunt de 20. Așa rău? Da, da, sunt legale. Și Jul merge la fel de prost? Nu știu, bro, că n-am tras. N-ai tras? Ai tras? Nu. Hai să ne uităm mai îndeaproape la un pix. Ce să vedem. Nu contează, filmează pixul. Gata, boss. Axopod. Pod roz primit la review. 5% nix alt. Tare curios sunt dacă chiar are cartușe preumflute. Da. Cartușele astea cu 5% sunt anti-TPD, sunt ilegale în România. Nu o să găsiți, din păcate 5% e cam ce funcționează cu asta, adică 50 de miligrame. Da, modul e făcut de Hașigar. Hașigar, îl cunoașteți, un producător chinez, producător bun. Podul, la prima vedere are un buton aici, nu are nimic, nu este. Mufă micro USB. Ne spune câți miliampere are? Bineînțeles că nu ne spune, că nu este interesant deloc, dar eu zic că în jur de 300, cam pe acolo să vârte. Iar cartușele le avem aici. Ne-au trimis două cartușe. Ok, cartușele au o protecție care se desface. Intră pe pod aici, nu are magnet, nu are nimic, pur și simplu intră și face un clank. Da, e un dispozitiv micuț și ușor, se pare că are și un bec. Da, are un bec, un cartuș este cu mentă, ce o să-i pun ăsta verde și cel galben ar trebui să fie un tutun ceva. O combinație de ciocolată la gust cam dubios. Cartușele sunt sigilate și încercam să văd. Nu se vede deloc unde e rezistența. Oricum, în partea de jos se alimentează prin sucțiune. Lichidul este foarte subțire. Deci nu sunt lichide văscoase. Da, cam asta e treaba. Nu sunt prea multe de spus despre Hașigar, mai mult despre cum ar merge și ce gust au capsulele și dacă merită
vorbim pe larg imediat. Așa, bun. Acum că ai filmat pixul și te bucur că ai pierdut 20 de minute din viața ta să filmezi și să editezi un pix, un marker, ce baterie are? Nu spune. Aruncat, nu spune? Nu spune. Estimăm undeva între 300 și 500 de miliamperi cu bătaie. Și pentru că ei sunt chinezi, o să zic că are 2000. Da, măcar. Ce să vă spunem? Atunci când cumperi un pod în România, te interesează versatilitatea, te interesează dacă vei găsi poduri, pentru că na, au pastila integrată, te interesează dacă poți să le umpli. Și surpresa, poți? Nu poți. Da. N-ai cine ne-a trimis ăsta? Hashigar. Chiar ei? Da, frate. Mulțumim Hashigar pe această cale pentru că ne-au trimis. Dar din greșeală n-am primit vreun mod cu DNA. Da, azi DNA, DNA, știți și voi? DNA 200, my friends in China, we need it, send it. Am zis bine sau? Da, da? De să nu. Da, ne-au trimis un marker pentru că în momentul de față se pare că transportul a fost mai scump decât markerul. Ce poți să-mi spui despre aromă? Menta asta? Da. Are un gust de ceai de mentă care l-ai făcut foarte tare și l-ai uitat pe aragaz cu capacul desfăcut timp de o săptămână, a strâns tot praful, după care l-ai trecut printr-o sită. Ia încearcă și pipii ăsta tuturor. L-ai trecut printr-o sită de hârtie și cam ăsta-i gustul. Bă, ideea este că aceste cartușe preumplute sunt foarte ușor de folosit. Ideea este că nu se găsesc și costă prea mult. De genul ăsta nu trebuie să faci decât să scoți cartușul, să nu fige acolo și atât. Da, dar asta nu prea scoate bine, nu-mi place. Nu, că nu dă el bine. Că nu dă bine cartuș. Conceptul în sine, eu aș folosi poduri. Toată ziua, da, mi-aș lua 2, 3, 5 poduri la mine. Un cartuș de poduri. Un cartuș de poduri, da? Cu rezerve, bă, cu lichid, să fie bun lichidul, să-mi placă. Bă, dar am nevoie să meargă un echivalent de 12W, frate, măcar, ca să pot să mă las și eu de țigări. Că dacă merge mai jos, e greu, mă, nen. Ăsta a fost podul de la Hasigar, care se numește Axo, Asa Akira. Da, un pod minunat, de Tenien, un DNA n-ar fi trimis. Și ăsta a fost review-ul. Ești infatuat. Păi dacă e un ingenier, ce să-i fac? Până data viitoare, toate cele bune! Pa! Le dăm gratis ăsta? Nu. E o mizerie. Da, și asta e adevărat. Dacă îl vreți gratis, scrieți în comentarii și poate îl trimitem la cel mai interesant comentariu. Da, e o mizerie. Da. Că mi-a căzut și ăsta. Știi că m-a întrebat un băiat pe YouTube, de câte ori trebuie să apeși pe aia ca să-l închizi. Și am zis radical din 25. Și el a zis, a, perfect. N-am mai scris. Pa! Pa!